Dacă duminică viitoară, în Moldova, ar avea loc alegeri parlamentare, în legislativ ar accede Partidul Socialiștilor, Partidul Democrat, Partidul Șor, Partidul Comuniștilor, Partidul Nostru și Blocul Acum, precum și candidatul independent Gheorghe Răileanu. Acest lucru reiese din rezultatele studiului Barometrul Preelectoral 2019, realizat de experții companiei sociologice Date Inteligente în perioada 9-15 ianuarie, în baza sondajelor de opinie publică. Conform studiului, PSRM ar putea aduce în Parlament 48 de reprezentanți, Blocul Acum 25, iar PDM 18. Partidul Șor și PCRM vor reuși să depășească pragul electoral de 6% și să obțină 3 mandate în Parlament pe listele de partid. Însă partidul primarului de Orhei Ilan Șor va aduce în legislativ 2 deputați din circumscripții uninominale. În același timp, partidul nostru va putea învinge doar într-o singură circumscripție la Bălți, iar în circumscripția numărul 40 din Cimișlia Băsărăbească ar putea câștiga candidatul independent Gheorghe Răileanu, care este primarul orașului Cimișlia.